Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a lansat asistentul virtual pentru utilizarea platformei online de schimbare a furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, POSF.ro. Platforma informatică unică la nivel național este dedicată clienților finali de energie electrică și gaze naturale, care automatizează procesul de schimbare a furnizorului prin simplificarea fluxurilor de informații și documente. Eva poate răspunde întrebărilor utilizatorilor privind detalii legate de procesul de schimbare a furnizorului, de contracte, de POSF, precum și informații legate de reglementări specifice schimbării furnizorului. În ceea ce privește gradul de încărcare al datelor la acest moment, în platformă se identifică aproape 15,5 milioane de locuri de consum energie electrică și gaze naturale. De asemenea, în acest moment sunt înregistrați în platformă 102 furnizori de energie electrică, 73 furnizori de gaze naturale, 41 de operatori de rețea de energie electrică și 35 de operatori de rețea de gaze naturale. Platforma conduce la derularea procesului tehnologic de schimbare a furnizorului în 24 de ore, în scopul diminuării birocrației și consolidării concurenței prin reducerea duratei de schimbare a furnizorului în beneficiul consumatorului final, se arată într-un comunicat de presă emis de ANRE.